Marius Paliuc a fost ucis în dimineața zilei de 30 mai 2012. Nici măcar nu era turalui. Ar fi fost trimis de superiori să asigure paza consulatului în acea noapte. Marius trebuia să intre în 30 dimineața, ori cu numele a spus ca să intre Marius Paliuc. Întrebarea mea este, de ce? Măcar să vină să-mi spună, doamnă, eu sunt cel în locul căruia a făcut de servici fiul dumneavoastră și să-mi fi spus de ce. Mariana Paliuc nu înțelege nici acum de ce fiul său a fost ucis cu atâta sălbăticie, însă este sigură că totul a fost premeditat. Spunea mamii, Mihai, am avut 3 controle noaptea aceasta, m-am nebunit. Noaptea aceea nu s-au făcut controle, nici fizic și nici telefonic. N-a venit nimeni să dea măcar un telefon, să vină să vadă dacă s-a întâmplat ceva în postul acela, de ce nu răspunde, poate să sară în aer consulatul Germaniei, deci nu se poate așa ceva. Cred cu tărie că a fost crimă cu premeditare. Mama jandarmului își pune toate speranțele în anchetator și speră că aceștia vor reuși în scurt timp să-l prindă pe ucigaș. Acele imagini au fost arătate fiicei mele, celei mai mari, și bineînțeles că și ea a zis, mami, n-am putut să văd niciun fel de figură. Nu știu. De ce? Nu știu. De soții Rădoaie nu știe nimic, mai ales că fiul său nu venea nici cu prieteni și nici cu colegi acasă. Sunt printre suspecți. De ce credeți că au făcut atât de mare tamtam, deși interceptările erau legale? Efectiv, nu știu ce să răspund la întrebarea aceasta, pentru că eu, necunoscându-i, dar, după părerea mea, oricine poate fi ucigașul. Oricine, absolut oricine! Mariana Paliuc spune că atunci când s-au făcut disponibilizări și au fost tăiate salariile bugetarilor, Marius a gândit să plece din sistem. Au fost și cazuri când i-a spus că este teamă să lucreze noaptea fără a avea un coleg care să-i fie alături.